Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! Sunt Cătălin Cornea și să știți că am intrat live, în ciuda voinței noastre. Și totuși am insistat să intru în acest live pentru că am un invitat special. Acest invitat special este instructor de specialitate. Și un mare campion în ceea ce înseamnă sportul canin din România. Acest sport canin se bazează în mare măsură pe un dresaj foarte spectaculos și de obicei îi lasă pe oameni cu gura căscată. Este vorba de mondioling. Mondiolingul din România este un sport care tot încearcă să se ridice pe culmile succesului din țările occidentale și nu a reușit foarte puțin din acest punct de vedere, pentru că oameni ca invitatul meu special de astăzi, Horațiu Lucaci, bună seara, Bună seara! au fost în străinătate și au făcut o figură excelentă la campionate mondiale, la campionate europene, alături de alți băieți entuziaști de la noi din țară. Cum e Horațiu cu sportul ăsta? Ca în orice disciplină sportivă, și cu câinele o chestie asemănătoare, doar că trebuie să dezvolți o echipă mult, mult mai amplă decât doar dacă ai face un sport de performanță, să zici că te apuci să o faci de unul singur, știi? Deci vrei să spui că nu poți face acest sport singur. Adică, uite, am și eu un câine, îi dau Da. de lesă și mă apuc și fac mondiorin. În spatele a tot ce vedem noi clar în teren, stă o întreagă echipă, adică nu e o chestie simplă, știi? Și trebuie să existe clar o disciplină în a-l forma exact ca la orice sportiv, și cu câinele trebuie să te comporți foarte riguros. Înțelegi? Adică ai pregătire fizică, pregătire psihică și iarăși educație. Deci, motivul pentru care am vrut neapărat să ne vedem, deși noi ne cunoaștem de 20 Da. și ceva de ani, este că am vrut să am un dialog cu tine despre aceste metode de dresaj din sportul canin numit mondioring, care se face, din păcate, doar cu un anumit tip de câini, care pot fi folosite în dresajul de companie pe care oamenii îl urmează cu câinii lor, indiferent de rasa din care acești câini fac parte. În primul rând, mă gândeam că de ce mi-a plăcut acest sport, pentru că mi se pare cât mai apropiat de viața reală. Și tot subiectul fiind comparația asta în parte de sport cu viața reală, este important să știe că un câine care face mondioring trebuie trecut cam prin toate etapele de viață reală, practic, știi? Știi de ce te-am întrebat asta? Pentru că de foarte multe ori mă întâlnesc cu colegi de-ai tăi, colegi de-ai mei, Da. prieteni, în definitiv, mulți dintre ei, care fac dresaj de companie. Și de cele mai multe ori mi-am pus întrebarea, băi, dar oare când lucrezi foarte mult pe un asemenea sport canin care necesită niște tehnici totuși speciale ca să poți să duci la îndeplinire la un asemenea nivel dresajul Normal. unui câine, se pupă suficient de bine cu necesitățile pe care le are un proprietar de câine lucrând cu câinele din cealaltă specialitate, așa cum o numesc eu, dresajul de companie, pentru că fac diferența. Nu întâmplător ți-am spus ca titulatură instructor de specialitate, pentru că practic tu ești specializat pe acest tip de dresaj. Ca să ajungi la campionate mondiale și să iei locul 7 din 32 de participanți, tu ca român, cu o echipă mică de băieți temerari în spate, mi se pare că este o performanță care
necesită abordarea tehnicilor în cel mai profund mod. Dar acele tehnici, cu acea rigoare, mi-ar plăcea să-mi spui cât de tare se pupă, să zic așa, cu dresajul unui cocker, unui caniș sau unui bișon maltez. Măi, uite că, cu toate că noi suntem relativ la începuturile sportului, nu avem tradiția Belgiei sau a Franței cu, sau Olanda la fel cu sporturile astea de contact, am evoluat destul de bine și destul de frumos, adică de-a lungul timpului, de la inițiatorii mundioringului, am demonstrat destul de multe. Vreau să te întreb un lucru și ar trebui să știi în mod normal. Inițiatorii mundioringului în România, știi care sunt? Adică ai deci, idee, vreau să știi mai bine ca mine. Bineînțeles, domnul Papeter, că el e reprezentativ, așa a fost primul participant la un campionat mondial și nu neapărat, acum, în ultimul timp, am văzut că luat amploare. Adică văd din ce în ce mai mulți oameni care își doresc să facă mondioring. Nu e la fel de popular cum e IPO-ul la noi, dar în ultima vreme, ți-am zis, a luat foarte mare amploare. Ce am fost iarăși foarte atras la sportul ăsta, fiecare examen, că e el, examen, campionat, așa, are o tematică total diferită de... Asta m-a fascinat și pe mine. Recunosc că m-am uitat în ultima vreme, deși știu de sportul ăsta de foarte mult timp, m-am uitat în ultima vreme ceva mai atent. Pur și simplu am pus pe televizorul mare clipuri întregi de câte 30-40 de minute cu campionatele mondiale, chiar cele recente și cele din 2019, cu câini și oameni care au performat acolo în aceste campionate și chiar eram foarte încântat văzând câte decoruri folosesc, câte tematici sunt și ce le poate bubui mintea oamenilor care creează aceste tematici. Ai să fii mirat că de la an la an vin cu alte idei. Dar voi care faceți de atâta timp, nu vă prindeți totuși că, băi, trebuie să mai apare ceva. Hai să pregătesc clima asta. Ba da, păi din cauza asta ți-am zis că îmi place sportul ăsta, pentru că tot timpul trebuie să fii inovativ. Și iarăși e bună infuzia de oameni care vin și se apucă de sportul ăsta, pentru că nu cazi într-o chestie de plafonare. Tot timpul vin cu idei noi. Ei, adică lucruri care la un moment dat ți se par normale, să nu te plafonezi. Exact, adică Correct. Tot timpul trebuie să aduci ceva nou. Păi și pentru că în definitiv tehnicile și etapele pe care trebuie să le parcurgi într-un astfel de, nu aș spune examen, într-un astfel de participare competițională sunt aceleași. Adică câinele face cam același lucru, doar că diferă ce? De cum? Nu neapărat. Nu? De exemplu, în primul rând, obiectele de aport. În afară că n-au voie să fie sticlă și metal, poate să fie orice. De la un obiect de plastic legat cu o sfoară, un balon, de exemplu, până la un prosopud, tot felul de chestii. Câinele tău, tu trebuie să te ocupi de el, să le duci de așa natură, încât să facă față chestii astea. Eu ți-am dat doar acum exemplu de aport, știi? Că așa sunt toate exercițiile de disciplină, că asta multă lume când se gândește la mondioring se duc cu gândul doar la partea de pază și protecție. Normal că e cea mai spectaculoasă chestie. Dar și acolo... De ce? Pentru că acești câini au o plăcere nebună să muște din ceva. Da, clar. Da, dar uite că multă lume crede că mondioringul poate fi făcut doar cu Malinois sau
ciobănesc olandez. La ia, noi... contrazicem. Ia. Bineînțeles că l-am avut pe... De asemenea, părerea mea, deși am văzut și Doberman, am văzut și Rottweiler mai puțin. Ba da. Dar am văzut ciobănești germani. Bă, da, nu... Știi cum e? E ca și cum l-ai pune pe un bucătar. Da, să danseze... Normal, bachata. Știi, dar uite cum Alexandru Davidescu a fost cu Doberman, Mădălin Drăgnan a fost cu Rottweiler. Cum a fost? Eu știu de Mădălin, nu știu, dar știu de Alex, că a fost într-adevăr. Am văzut și câinele în câteva intervenții. Bă, da, parcă a lipsit ceva. Acum, e normal, știi, una e ca la sporturile astea auto, să zicem. Una e să concurezi cu un Ferrari. Asta, de asta spun că, din păcate, este monopolizat acest sport de rasa Malinois. Pentru că, din fericire, oamenii au încercat și încearcă, poate, în continuare să folosească alte rase cu aptitudini pentru sportul ăsta. Dar ceva parcă nu se vede bine acolo. Am văzut și alte rase, chiar ți-am zis. Dar sunt surprize alea, doar. Dar din ce am observat, cred că și viteza e mai mică de lucru, de execuție, clar, de rezistență. Pentru că știi ce se întâmplă? Uite, când dresezi un câine de companie pentru oamenii care ne urmăresc și care ne vor urmări chiar după ce noi închidem live-ul, spun, în momentul în care trebuie să dresezi un câine să facă față mediului real, cu toate provocările care implică, da, care sunt implicate, oamenii au nevoie să fie un pic mai categorici, mai impunători în fața câinului ca să țină în frâu un anumit drive. Știi despre ce vorbesc? Da, da. Voi cu asta vă luptați pe terenul de antrenament când vă dresați acești câini pentru un asemenea sport canin. Cât de mult se aseamănă cele două abordări până la urmă? Noi, ți-am zis, în primul rând sunt foarte asemănătoare și dacă mă crezi, cea mai importantă chestie, gândindu-mă la volumul de muncă depus, e momentul când te apuci de al doilea câine. Ca să ajungi cu el în competiție. Exact. Atunci îți aduce aminte de toate chestiile prin care ai trecut. Și abia atunci realizezi cât multă muncă titanică, aș putea zice, ai depus ca să ajungi la nivelul dorit, știi? Corect. Da, partea asta e foarte asemănătoare, ți-am zis, cu dresajul de companie, doar că e dusă la extrem, știi? Adică la perfecționism. În orice sport, dacă vrei. Eu să știi că mă uit pe telefon din când în când, pentru că oamenii mai trimit mesaje. Foarte frumos. Oamenii mai trimit mesaje, mai verificăm conexiunea, da? Am înțeles. Ca să știi dacă vorbim singur. Exact. Sau nu. Dacă vorbim doar noi. Dacă sonorul este bun, că întotdeauna sonorul a fost... Și tu te-ai dus în competițiile alea cu toți acei meseriași și participând cu dulăul lângă voi, lângă tine. Și eu m-am dus în competiție, am resimțit o competiție acerbă aici, pe această canapea, în acest live, cu sunetul și cu acest microfon boblucaș. Clar. Apropo de transmisie pe YouTube și așa, am avut, la un moment dat mi-am postat prestația la un campionat mondial și am avut probleme cu cei de la YouTube că mi-au banat videoclipul respectiv. Înjurai doar nu! S-au zbat de câine! Doar pentru că se auzea pe fundal o anumită melodie care era trecută la era pe bază de copyright. Exact. Da, nu mai scap. Pe YouTube nu mai scap. Și dacă asupra câinului tău ai toate drepturile de copyright. Exact. Acolo pentru se schimbă treaba. Exact. Nu e și cum e tu cu lesa aia cu tobele și cu chitările. Da, ei oricum ți-am zis și în toate competițiile există acolo un fundal. Și era atât de tare acel fundal încât YouTube s-a sesizat?
Da. Da? Cu toate că ți-a zis, se auzea acolo, dar până da, să... Vorbește și tu cu organizatorii, te oprești din examen și spui, băi, aici se filmează, dați și voi sonorul mai încerc, după aia mai pot să prezint prietenilor. Cel mai drăguț a fost când a fost la... Veneau francezii și veneau cu vuvuzele și tot felul de chestii de genul ăsta și ei creau încă un fundal. Da, bun, așa de. Dar de-aia zic că un câine care funcționează și merge în sportul ăsta trebuie să demonstreze, să treacă prin niște etape destul de... Da, dar vezi tu că eu de felul meu studiez și încerc să fac niște, să trag niște concluzii. Și am văzut că acești câini sunt într-adevăr spectaculoși. Sunt într-adevăr puternici, sunt într-adevăr capabili, sunt într-adevăr cei mai buni din punct de vedere al dresabilității alături de Border Collie. Deci sunt, când vorbești de rase speciale între câini, este Border Collie și Malinois. Dar ideea este că nu cumva tu ca dresor, sau asta poți tu să-mi spui, să cazi un pic în latura aia în care te obișnuiești să lucrezi așa cu un câine care duce, care e rezistent, care poate să muncească mult și să-l supui acestui efort și când pui mâna pe un alt câine de o altă rasă care nu are nici pe departe aceste calități, să se întâmple ceva acolo, să fie un crack în ceva? Că, uite, multă lume se păcălește privitor la Malinois. Uh-huh. Cresc de atâția ani și mi-a plăcut enorm de mult rasa. Da, am văzut că te-ai săturat de ei, ai trecut la bișor. Mai avem, am acum un setter. Da. Că m-am gândit în momentul când l-am luat, mi-am adus aminte de Viorel Scânteie, prietenul nostru, că el a avut de un setter. De fapt, noi l-am cunoscut exact, pe el prima și prima dată. Cu toți aveau ciobănești urmă acolo în unitatea aia de la Sibiu. Așa și el era un setter. Și eu m-am regăsit în treaba aia cu Scânteie atunci. Pentru că și eu, toți aveți Malinois în jurul vostru, numai eu aveam un husky, adică... Da, da, da! Cam asta eram. E, atunci când aveai husky, aveam și eu ciobănesc german. Da, 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 erai mult mai jos decât ești acum. Da, lasă, toți am început. Nu, dacă vorbim prea mult de ciobănescul german și spunem câte ceva, o să ne sară nică în cap. Da, nu e problemă de genul ăsta, că eu am discutat și cu specialist și pe parte militară și așa, ciobănescul german compensează, de exemplu, ce puțin pe parte de miros, pentru că nu e la fel de repezit cum e Malinois. Și de ce ziceam că multă lume se păcălește cu Malinois? Pentru că îl vede pe sticlă, îl vede frumos acolo, îl vede pe YouTube, îl vede peste tot. Așa, și ei cred că așa e. Pe când el e un... Deci nu se naște dresat? Nu. E un câine extrem de sensibil și câteodată ai mult mai mult de muncă decât cu un alt câine care nu e chiar așa wow, știi? Adică câteodată și un maidanez. Adevărul că e la începuturile sportului, mă refer la Mondio, permiteau cam toate rasele. Acum au devenit și ei doar cu câini cu pedigree. Te referi că dacă avea Malinois care nu avea, pedigree, era ok. Acum trebuie să aibă pedigree cu participantul? Adică puteai să te duci cu orice fel de câine. Bine, în afară de... Da, dacă vrei să faci circ acolo și să nu faci cu adevărat competiție de mondial, da, puteai să te duci. Ai să fii mirat că noi, de-a lungul timpului, în experiența noastră, am găsit mulți câini cu multe calități care... Dau clasă câteodată și Malinois-ului. Da? Nu ți s-a întâmplat? Bă, știi ce cred eu? Eu cred că totuși multă lume s-a întrebat, bă, ăsta e dresor și nu are Belgian Malinois? Ce dresor e ăsta, frate? Că toți dresori e adevărat. Ultimii ani. Da, și eu chiar mi-am pus problema. Bă, da, e prea bun Malinois. Adică aș spune că l-aș dresa prea ușor pentru cât de bun este el. Ca să-mi iau un Malinois. Mi se părea mie,
Și chiar vreau să-mi spui ce ai resimțit după atâta timp lucrând cu Malinois. Și sunt sigur că vorbești și în numele colegilor pe care îi ai și care au Malinois și care au participat alături de tine, și de aici din București și din toată țara, din celelalte orașe, pasionați cu adevărat de Malinois. Și tot l-ai avut nu pe cumva... canapea asta, pe, scuză-mă că te-am întrerupt, pe Robert Caraman. De unde m-am îndrăgostit eu de Malinois, știi? Așa, prima mea cățelușă. El a fost și de acolo ușor, ușor s-a împrăștiat acest microb, înțelegi? Dar nu cumva lucrând cu Malinois foarte mult timp, îți strici mâna și te obișnuiești cu ușor? Adică un câine care chiar răspunde, un câine pe care chiar îl poți solicita, chiar și greșeli să faci în a-l manevra, și până la urmă el e acolo să te servească și no. este sclav al instinctului acela de pradă. E iarăși un pic greșit, știi? Pentru Contrazi. Că eu am o vorbă și nu cred că e doar a mea. Mai ușor e de dersat un câine prost decât un câine inteligent. De ce? Pentru că dacă ai făcut o mică greșeală, da. A băgat-o. A băgat-o. și muncești, ți-a zis, titanic, să îi scoți din cap chestia aia. Am înțeles că voi vă confruntați, vorbeam cu Duca. Uh-huh. Adică și Duca e tot da, așa. Da, bineînțeles. Deci e foarte setat, băi, poți să-i faci orice, numai să-l ții pe loc să nu se ducă la competiția asta. Dar inclusiv cu el discutând și mi-a făcut foarte bine acea întâlnire cu el, inclusiv cu alți oameni, chiar și cu Alexandru Davidescu, mi-au spus că acești câini sunt atât de deștepți încât la un moment dat se prind de toate contextele astea în care îi pui. Bă, una este antrenamentul și m-am prins ce se întâmplă acolo, nu prea mi este consența că la bagă mâna în mine și mă controlează imediat. Și alta este competiția în care ăla nu mai are voie să pune una pe mine, trebuie doar să strige la mine și eu știu că după ce mă pune să stau la pas, mai merg doi pași în spate sau în față, trebuie să apară nenea ăla cu costum pe care să-l muși. Și atunci îmi permit să stau mai în față, îmi permit să mă mișc cam cum vreau eu, să-i țâție normal. Scuză-mi expresia conductorului meu. Cum e? E clar se că... Se prind cu adevărat de toate dar acestea. Dar de aia ți-am zis că e o echipă. Pentru că ține și de disciplina ta ca și conductor. Pentru că de multe ori, în examenele de lucru, nu pierde câinele, pierde conductor. Nu răde nimeni de câine, mă? Băi, dacă nu, că el se uită și zice, măi, e reflexia muncii omului respectiv. Dar, este oglinda muncii tale și științei tale de a modela să-l dar de multe ori, pentru că, de exemplu, la fiecare exercițiu ai o linie pregătitoare în care tu îți permiți să îi dai câinelui ideea a ce exercițiu urmează și o linie în care pornește acel exercițiu. De cele mai multe ori începătorii, că și mie mi s-a întâmplat de multe ori chestia asta, uită că noi trebuie să ascultăm de arbitru, care are acea goarnă care o auzi am pe observat, dar nu se condiționează prea mult câine la goarnă, adică la un dat când aude ting, 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 asta, se tresară și să se aștepte că trebuie să se întâmple ceva. Normal, din cauza asta face desensibilizare. Asta vreau să spun și oameni buni, fiți pe fază, pentru că vreau să-l provoc pe Horațiu în premieră să ne spună secretele unei astfel de desensibilizări. Spune-ne tuturor, asta este... pentru că și pe mine mă roade curiozitatea să recunosc, cum desensibilizați voi câinii ca să nu mai pornească la fiecare goarnă, la fiecare moment de anticipare a unui eveniment acolo. În primul rând, cred că trebuie să ne desensibilizăm pe noi. Să mai faceți voi așa când face barba. Să nu vă uitați. Sau să nu vă uitați să mă apucă câinele. Exact, să fiu... destul de relaxat încât să-i transmit starea mea de spirit, pentru că da. Și chestia asta e importantă. Păi, vreau să zic... Așa, apropo, eu fac o paranteză și după aceea continu. Tu știi pe Dix, că am fost la Cicani, da. Știi da, despre Cicani, așa. Și la un moment dat... Erau alți câini atunci. Da, erau alți câini, tocmai am putut să știi că am făcut un interviu, oameni buni, cu Nica Nicolae, un foarte, foarte bun instructor
din poliția de frontieră și lucrează cu câini de detecție la Constanța, pe tot județul Constanța, ceva absolut spectaculos. Va fi poate săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, vor urca acel dialog, acel interviu cu Nicu, din care am aflat extraordinar de multe lucruri importante. Am vorbit inclusiv de acești ciobănești germani de care spune Horatiu. Asta ziceam, din acea vreme. El e și foarte împătimit al rasei. Păi încă asta, a rămas pe de ciobănești germani când să vină aici în direct. Deci fii atent. Eu voiam să spun altceva, apropo de emoțiile astea de care spui. Vine ziua în care se dădea examen cu câine. Bă, am făcut un an de zile cu ea acolo, l-am dresat să fie câine polițist, fiecare cum m-a putut. Drăguța asta. Nu te-ai putut abține. Și după aceea, la un moment dat, era o comisie de la București, știi, cu toți colonei, cu toți la umbră, frumos, știu, la o masă. Totdeauna cu masă. Avea față de masă, frumos, cu apă, cu juice. Așa. Și păi, tot examinau pe ăștia, fiecare soldat intra cu câinele pe kilodromul de acolo, toți făceau, să trăiți, am terminat exercițiul, lua și pe instructorii dresori la rând cu câinii lor să-i examineze. Păi și la un dat, am avut așa o senzație nasoală. Eu, uite, bun, care am muncit un an de zile degeaba, nu mă bagă nimeni în seama. Și stătea cu câinele legat de copac acolo și eu așteptam să mă ieși pe cineva, dar mă așteptam în zona aia de soldat, știi? Și când am văzut că nu mă ia și nu mă ia și ea pe toți, am zis, ia, trebuie, stau degeaba pe aici și munci cu câinele. Dar știi de ce? Și la urmă, ia spun. Erai foarte relaxat. Erai în elementul tău, știai că ai un câine pregătit, știai că va face față tuturor așteptărilor. Și stăteai mult prea relaxat, dar restul era așa. Am să te surprind. În momentul în care până la urmă au strigat ăștia, Cornea, hai, faci! S-a făcut un golos mare. Normal. Bă, nu mai găseam câinele, pe unde e? L-am dezlegat. Morcovul trebuia să... Așa, mi-am lăsat morcov acolo și am intrat. Băi, vreau să spun că acea emoție... Deci aveam senzația că nu mai știu nimic. Și vreau să fac niște elemente simple. Mergi cu la pas încolo, pas încoace, pas încoace și să-l pui pe fiecare latura unui pătrat cât o poziție de asta. Șezi culcat în picioare. Mi era pe vremuri BH. Mi se părea atât de greu, bă, deși câinele ăsta făcea câte lună și în stele. Făcusem că l-am avut tot timpul din lună. Mamă, și aveam golul ăla, bă, ce fac, mă, că nu mai știu ce să-i spună câinele. Știi? Bă, știi cum era câinele? Deci era tuflit cu capul între umeri așa și mergea săracul. Deci eu l-am simțit. Nu m-a recunoscut efectiv. Deci aveam niște emoții când m-am trezit că chiar trebuie să fac acolo ce era de făcut. Deci câinele se crispase. Marea mea șansă a fost că de-a lungul antrenamentelor, când îi se părea lui că nu mai poate sau că presiunea este prea mare și fugea la padocuri, mergea când de poliție. Exact. Și a rezistat. A zis, bă, ok, ăsta e crispat. Merg lângă el, că nu mă recunoștea. Dai seama, apropo de emoția de care spui. Și după aceea mi-am revenit, parcă mi-au venit toate în cap și am început să fac cu el. Dar acea emoție câinele a resimțit-o, la voi cum e? Cum vă controlați voi aceste emoții? Cum faceți voi față? În timp. Asta este. Cum faceți voi față exemplu... momentului în care, băi, trebuie să intru acolo și 16 inci stau de jur împrejur, am văzut toți sunt pe teren, adică nici nu știi care e arbitru. Da. O armată de oameni după tine și stai în jurul câinele. Eu de asta zic că în prima fază, când m-am apucat de sport, să zicem, că tot am pomenit-o pe Bliss, băbuța mea, s-a stins din păcate la începutul anului, eu nu mă duceam, de exemplu, să dau examenul de BH, care pur și simplu nu e un examen foarte greu, pentru că consideram că nu am pregătit-o unde a ajuns. Toți perfecționiștii. Da. Care își doresc din ce în ce mai mult de la dresaj sau tot mai mult, au mereu senzația asta și eu am avut-o, recunosc. Bă, nu mi se pare. Vorbeam chiar cu Robert aici și spuneam, bă, dresam un câine și niciodată nu mi se părea că l-am terminat, adică că e suficient de dresat, adică cum să-i dau câinele? Așa și voi, nu? Da, și știi cum am apucat să dau BH-ul cu ea? La o expoziție de kinologică, de asta de frumusețe, m-am dus acolo că... doar așa să cazi gura, dar mi-am luat câinele că era bună partea de socializare cu atâția câini, atâția oameni și era toată animația respectivă și trebuiau să organizeze și un examen de BH.
și nu aveau destui concurenți. Că era corelat BH-ul și cu obedience-ul, din păcate, și cu sportul am cochetat, dar din păcate a murit în România. Obedience-ul. Gen trialul ăla de... Pe diverse nivele de dificultate. E foarte, foarte... Da, toate au. L-am văzut în străinătate. Și apropo de acel sport, chiar am pus pe Facebook o postare acum, nu știu, acum o săptămână, cu o tipă care la Crafts, un ciobănesc german, a făcut o linie de obedience. Deci tot așa, îi spunea arbitra, comenzi ca la armată, acum te oprești, acum te duci la stânga, acum te întorci în loc. Câinele mergea perfect. Și tipa stătea cu mâna aici. Ai văzut? Comentarea zicea, da, noi știm de mult asta cu mâncare în mână. Sigur acolo, tipa n-a mâncare în mână. De ce țin ei la obedience-ul ăsta, dacă tot divagăm un pic de la celălalt sporcan în care te-a consacrat, da, zic bine? Nu, m-am descoperit, să zicem. Așa, descoperit. Deci, de ce țin ăștia la obedience mână aici? Uite că asta, eu am admirat foarte mult, de exemplu, la Mondium, pentru că respectivii ce se ocupă de partea de regulament revin cu actualizări din ce în ce mai stricte. Da, știi? Că, de exemplu, IPO are frumusețea lui pentru că e matematic acolo și e totul la liniuță, trebuie să meargă la cu capul rupt, cum îi zic eu. Vreau să zic că în ultimii ani au punctat, de exemplu, la Mondioring, nu îți obișnuiești câinele să meargă cu atenție la tine. Dar să știi că am văzut câini mergând cu atenție. În ultimii ani, vreau super, să zic că au și punctat chestia asta, adică să știi își doresc... Se pare ceva de bun simț. Eu, dar fiindcă ți-am zis că consider sportul ăsta ca o chestie cât mai aproape de natural, nu, partea asta de bet, într-adevăr, e spectaculos, e frumos, așa, dar eu am o vorbă, câinele pe stradă nu merge în felul ăsta lângă tine. Dar știi că un malin, la cât poate duce, îți poate merge pe stradă două stații de mașină, dacă, așa? Da, dacă mă crezi, că se și văd pe linii de sânge, că noi care creștem și căutăm anumite calități. Deci contează genetica. Da, da, foarte mult, ai să fii mirat. Adică câinele care are pe linie genetică tradiție, de exemplu, în IPO, că multă lume nu e de acord cu ideea că totuși și dresajul la un moment dat se moștenește genetic. Așa. Are o bază acolo. Da, 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 da. Și astea nu sunt studii făcute de mine sau de tine, adică sunt studiate bine. Câinele, eu am zis că e să fie cât mai aproape de natural, să, dacă merge așa cu atenție, dai de un canal și s-ar putea când să... Când m-am uitat după avion și am dat într-un canal, de-aia merge. Da, oricum, malinii sunt ei așa, ca și conformație psihică, că apropo de chestia asta, soția mea era intrigată și un pic așa, nu știu cum... Băi, cățeaua aia, ce face toată ziua? Stă să se uite la tine. Poate îi dai o comandă, poate ai zim să fac ceva, știi? Da. Adică nu se putea relaxa, stătea tot timpul. Da. Și asta o mai voi nu aveți o comandă de relaxare, că totuși e un câine de muncă, se duce pe teren și o oră, două, tot depune efort. La un dat trebuie să relaxeze, nu există un buton acolo, îi dai o comandă, da, să se din cauza deconecteze. Asta există tehnici și să îl bagi în transa de muncă, adică majoritatea profesioniștilor au, când intră pe teren, au o comandă în care îi dau câinelui și zice muncim. El știe că acolo a intrat, cu toate că îți dai seama, făcând de atâtea ori toate antrenamentele, el e focalizat pe tine. Iarăși, din cauza asta există, terenul e format de așa natură, că tot scenariul nu sunt în aceeași ordine, iarăși, exercițiile, pentru, comparativ cu IPO, okay, de exemplu, okay, pentru că eu și s-ar putea în pătimiții de IPO să iarăși să intre, exact așa.
Ipo, eu sunt de părere că poți să-l faci cu un câine mediu, adică nu trebuie să fie ceva de top, știi? Pentru că e rutină. Și dacă îl înveți scenariul respectiv, zici, a, asta urmează acum, asta trebuie să fac acum, pe când în partea asta la altă nu-mi permis să fac chestia asta, că una, ți-am zis, e tematica, iarăși toate exercițiile sunt amestecate, nu știi, la partea de disciplină, că primul exercițiu e aportul sau clar sunt delimitate, adică e partea de exerciții de disciplină, e partea de sărituri și apoi partea de atacuri. Astea, într-adevăr, îți țin ordine, dar restul sunt shuffle, Da, știi? da. Adică sunt amestecate. Deci și voi în antrenamente tot așa, trebuie să-l amestecați Clar. cât mai mult să... Și de multe ori mai facem și în loc să, de exemplu, ți-l dau pe Atim, că cu el am concurat cel mai mult, așa, el făcea partea de disciplină și se ținea așa riguros de ea să o facă cât mai bine ca să ajungă la partea de Deci despre asta e, despre unde îi plăcea lui o cel mai mult de condiționare și o mișcături. anticipare a unei perspective pe care el Deci, și-o dorea foarte cea mult. mai mare pedeapsă care puteam eu aplica acelui câine era Să-l iei de pe teren să-l trimiți acasă. exact să-l bag în mașină. Să-l Deci, bagi, da. l-am omorât! Da, Astăzi nu mușcăm? da. Era terminat, știi? Și atunci am văzut că pot să folosesc chestia asta în folosul meu și ziceam, nu faci corect, ai mașină. Deci, una peste alta, oamenii ar trebui să înțeleagă. Deși aveați zgârzi, instrumente importante de dresaj și prin care aveați posibilitatea să ajungeți la controlul pe care vi-l doreați și care era necesar pentru un astfel de, cu un astfel de câine, fără să abuzați de ele, fără să spuneți, a, nu vrei să faci, păi acum te iau și te fac avioane sau ceva, E o nu? capcană. Adică era un tip de pedeapsă, dar foarte, foarte mai eficientă decât dacă l-ai fi tras de nu știu ce zgardă sau l-ai fi apăsat pe un buton, să De-aia spunem, nu? ți-am zis că e o capcană, că mi-ai zis la un moment dat de câine că știe când e în examen și când nu e în examen. Pentru că în examen nu intri cu el cu zgardă de forță, cu Corect. de Da, pentru că am cu toate alea oameni, electrică și alte chestii care pot să îl corectez, da, știi? prin care poți să-i comunici cumva care este punctul tău de vedere pe teren. Băi, chiar dacă ești la două stații de mașină de mine, vezi că tot Da, tot cum pleci controlul e la acasă, mine, nu? da. Așa că ai grijă cum te Pe comporți. când Și aveai atunci... nevoie de un semnal tactil. Și Adică în atunci... antrenamente erau importante aceste instrumente. Sunt, dar ți-am zis, este foarte important, una, să n-abuzezi de ele, Clar. pentru că Dar uite, se prinde. cum îi facem noi pe oamenii aceștia care cred că dacă un câine are o asemenea zgardă la gât, este un câine abuzat? Care ar fi argumentul pe care tu l-ai folosi ca să-i faci pe acești oameni nu să fie convinși de ceea ce spui tu sau să țină cont de ceea, dar măcar să le creezi un semn de întrebare în minte? Bă, chiar este adevărat ce cred eu când toate evidențele cumva câteodată sunt împotriva propriilor mele convingeri, În cum primul le-ai rând, argumentat? trebuie să știi omului să-i explici funcționalitatea zgărzii de forță, zgărzii Da. electrice, adică să înțeleagă practic care e procesul și procesul cognitiv dezvoltat de unealta respectivă, că multora le mai zic, mă, de ce să mănânci ciorba cu furculița? Adică dacă ai Dacă ai un lingura, știi? instrument eficient cu care să Exact. folosești din farfurie. O chestie de genul ăsta. Și în momentul în care îi explici și cum funcționează unelta respectivă, dând de exemplu cel mai des, îți dai seama că mă confrunt cu stăpânii care sunt reticenți la zgarda de forță. Știi că o văd așa, Da, dar e din ea, spectaculos, e venite din Evanghelie. da, toți se gândesc la chestia de inchiziție. Și atunci zic, uite cum funcționează în felul ăsta și eu pun pe mână. Și zic, uite cum e, când îți dau corecția, e o chestie dureroasă sau
mai mult o chestie jenantă, enervantă. Unii dintre cei care sunt împotriva acestei zgârzi, ca să convingă ei, și-o pun pe gât. A. Deci dacă nu ai pus-o pe gât să exemplifici, nu ai făcut nimic. Fără să înțeleagă că este incomparabilă pielea gâtului nostru exact și formatul gâtului nostru cu gâtul câinelui, cu acea blană puternică, cu acea piele flexibilă. Și de ce este așa? Pentru că de cel mai multe ori, oameni buni, când câinii se luptă între ei, se apucă, ca să-și controleze capul, ca celălalt să nu poată mușca, se apucă de gușă de aici, de pielea gâtului, da? E, și de acolo scutură normal, ca să-l destabilizeze pe celălalt și să creeze ascendentul acela psihologic în fața lui și să ajungă să-l controleze întâi fizic și după aceea psihologic. E, au un gât atât de puternic că după o asemenea luptă, asemenea confruntare de minute în șir, ei n-au nimic, au doar un pic de salivă și atât. E, este, am putea noi să facem față unor asemenea mușcături, să nu mai spun pe orice parte a corpului, dar la gât cu atât mai mult. Atunci, cum putem compara noi, cum putem compara zona gâtului unde am testat noi această gardă, da? Cu zona gâtului câinelui, acolo unde noi atașăm această gardă pentru un pic de control și de sugestie, ca să îi transmitem mesajul pe care îl dorim. Clar, acum făcând o glumă la poziționarea pe gât, multe sunt domnișoare și sună prea kinky, să așa pe mână e mai simplu și întotdeauna, iarăși e clar că trebuie să știi și unde să poziționezi garda. Bun. Pentru că așa. Sunt două zone. Ia spune, aia cea mai... Spune tu, ca să nu spun eu, da? Adică e clar că multă lume zice, păi eu am încercat zgarda asta, dar n-a funcționat la mine. Păi, cum mi-atrag de zgarda exact, în sus și el dă cu capul în jos? Exact. Ce nu funcționează? Și zic că sunt două chestiuni. Ea fiind o zgardă ciupitoare, trebuie să-i faci mișcarea sacadată și iarăși este poziționarea, că degeaba eu pui tu largă pe gât. Câteodată funcționează. Deci, da? În sport, cel puțin, dacă vrei să îi creezi, uite, de exemplu, la hipo, foarte mulți folosesc garda de forță să determine câinele să facă acel lătrat, sacadat de semnalizare, mm-hmm. știi? Da? Pentru că poate să fie și o unealtă de frustrare care să încurajeze... De incitare, de adrenalină. Pompezi un pic de adrenalină. Mulți nu înțeleg de ce nu e corect, să zicem, să folosim neapărat o zgardă de forță la un câine agresiv. Discuția. Dar uite, aici este o nuanță interesantă. Câine agresiv, da... Putem să denumim agresivitatea, da, sau câinele agresiv în mai multe feluri. Am putea spune, într-un fel, cu ghilimele de rigoare, că și câinele Malinois, când vrea să facă lucruri, este un câine agresiv. Din genă, nu este un câine care... Eu am întâlnit Malin de care nu mă puteam apropia la 5 luni de zile. Bine, nu poți numi agresiv. Iată. Dar de elef de-al meu, 5 luni așa. De zile. Deci, da, dar tu încă mai ai toate degetele. Robert ne spunea că se întâlnea cu la belgeni ei care le lipsește cât o falangă. Se măsurau încă degete, mai au la mână. Da, păi, asta tu încă mai ai toate degetele. Da, exact. Nu știu unde faci tu Mondiorin, dar... N-am ajuns la experiență. Nu, săracii care sunt cei mai rosiți și uite că asta am uitat să pun accent. Sunt atentatorii, că ei își tăbăcesc pielea. Nu vreau să ne ducem la atentatori, vreau să terminăm capitolul ăsta cu zgarda, pentru că e important, oamenii vor înțelege din aceste discuții, din explicarea în detaliu acestor folosirii acestor instrumente, de ce insistăm pe aceste instrumente, că sunt alții care insistă suficient de mult pe acel pozitiv exacerbat, dar ineficient, și vrem să echilibrăm un pic balanța, însă o să discutăm în acest dialog un pic mai încolo cum se folosește dresajul pur pozitiv, da, în competiții. Și dacă un câine cu un asemenea drive trebuie să performeze la un asemenea nivel în care niște arbitri sunt cu ochii pe el ca pe butelie și să facă un exercițiu extraordinar lucrând pozitiv, înseamnă că știm și noi ce e la pozitiv. Dar suntem la faza de discuție cu zgarda de forță.
Și deci zgarda trebuie poziționată undeva sus. Superior, da. Sus, de ce? E cea mai sensibilă zona a gâtului. Dacă ai văzut, și cu siguranță a văzut foarte multă lume, demonstrațiile alea ale preoților Shaolin, în care își pun exact aici, în golul gâtului, de jos, o suliță de aia, se împing în gât și toată lumea zice, a, bine, e clar, un exercițiu și nu ar putea să facă chiar oricine chestia asta. Dar ei folosesc, că e partea cea mai puternică din punct de vedere musculatură și ca și rezistentă, ca și rezistență. Pe când partea superioară, dacă ai băgat un simplu deget, deja... Și aici este un muscul, dar, este da, greu. Dar... Este, în schimb, eu aș da un pic al... sau aș completa ceea ce spui tu, cu altă explicație. Dacă este sus aici, odată câinele nu poate lăsa capul și dacă nu-și lasă capul, nu preia toată forța, că el se bazează pe forță când se lasă spre pământ și cu capul un pic mai jos de nivelul umerilor. Da? Dar când e... Tocmai de aceea și Caesar Millan, când duce câinele sau cei din competițiile de expozițiile de frumusețe, Hengeri, când conduc acei câini de jur împrejurul ringului, o pun sus și țin capul sus. De ce? Pentru că în momentul acela câinele nu mai poate trage. Și dacă nu mai poate trage și tu poți controla ușor capul câinelui și atenția lui, automat controlezi tot corpul, corect? Adică nu trebuie neapărat să te impui folosind o zonă sensibilă a corpului, cât o zonă strategică prin care poți controla ușor tot corpul. Bine, asta dacă e să stai să te gândești, partea de dresaj la început noi o facem doar folosind hrană. Sau asta e, o putem iniția, că multă lume zice... Dar parcă ai lucrat cu câinele ăsta, te știe de o viață. Și zic, nu, e pur și simplu manipulare, pentru că ei sunt... Mernic manipulator. Da, exact așa. Că i-am zis, câinele tău nu neapărat că ar ști el șez sau culcat. E pur și simplu cum îi poziționezi eu hrana. Și cum... Și când i-o dai. Clar. Adică e o condiționare acolo, din păcate o condiționare pe care mulți dintre voi... care aveți un câine acasă, nu ați exploatat-o suficient de când era câinele mic. Și atunci când începe dresajul, câinele e un haotic când se vede în fața unei recompense și este aproape incontrolabil. De acolo e ceva de muncă să ajungi să-l familiarizezi pe câine cu această condiționare. Băi, totuși trebuie să te calmezi, trebuie să faci o poziție sau alta din cele pe care ți le sugerez eu și atunci acea mâncare va fi câștigată, corect? Da, și foarte multă lume nu înțelege o chestie. În primul rând, majoritatea stăpânilor consideră câinele ca și un membru al familiei, ca un copil, să-i zicem așa. Da. Și dacă stăm să ne gândim în timpurile ancestrale, omul se folosea de câine, iar câinele trebuia să depună un efort ca să-și obțină hrană. Fiind în serviciul exact, adică eu tuturor clienților le zic, le dau un exemplu ca să fie și logic să-l înțeleagă. Hrana oferită în bol e ca și cum angajatorul ți-ar oferi lună de lună suma de salariu, indiferent că tu faci ceva pentru ea sau nu. Dacă, dacă stai acasă, exact, te să-i lua bani, el ți-o dă cu mare drag. Clar. Da? Și după aceea spune, auzi, am și eu nevoie să duci hârtile astea din camera asta până în camera cealaltă. Păi și de ce să fac? Și ai făcut franz, păi, dar nu-mi dădeai degeaba, mai vrei să mai faci ceva pentru tine? Nu? Cam așa ceva. Adică nu are determinare, știi? Și atunci, de aia se cheamă condiționare. Uite, aș vrea să ne explici, trecem un pic la următoarea fază a discuției noastre, să ne explici un exercițiu, un exercițiu care necesită mult efort din partea câinelui, multă motivație, această determinare de care vorbești, un exercițiu de implicare totală și ascultare a comenzii pe care tu o dai. Voi, cei care lucrați cu câinii Malinois pentru competiție, de exemplu, trebuie să determinați acest câine să depună un efort extrem, să sară un gard de 3 metri, să spunem, în înălțime, da? Sau... de 5 metri în lungime. În lungime, da. Ok. Spune-ne
un pic cum reușești tu să înveți un câine să facă un asemenea efort și să-l facă la o primă comandă fără niciun fel de gest. Efectiv, pentru că ei arată foarte bine, sunt niște câini motivați. De cele mai multe ori, acești câini, așa cum îi văd eu lucrând, mai ales pe exerciții care au, în care au nevoie de forță și de voință, îl fac mai bine decât mulți cățeluși care sunt dresați pe acest pozitiv de care se murdăresc unii la gură, de pe filmele de pe YouTube, în care cineva explică în sufragerie, în ciurac, cum spunea prietenul nostru Robert, da? Cum să face dresajul și că dacă nu-l atingi este mai bine decât, adică nu-l atingi și îi sugerezi, uite, bă, acum vreau să te așezi și tu în funța, stai că stai mai așa, mută-te mai un pic mai așa, că nu recompensi. Cum faceți voi? Cum reușești să faci un astfel de lucru? Multă lume greșește gândindu-se că noi nu folosim partea de, hai să zicem, clicker. Clickerul nu trebuie să fie neapărat device-ul ăla care îl păcăi peste tot, așa cum... Principiile acelui tip de dresaj. Adică poate să fie și verbal. Un simplu ok, marker, un yes. E clar că e doar pe partea de marker. Că noi când ne-am apucat de dresaj nu aveam clickere, mai foloseam dopurile de la brigadă. Sau radiografie. Sau radiografie, exact. Așa? Tot un clicker și... Mi-am dat seama că la un moment dat e mult mai simplu să-i zici ok, yes, bine, cum vrei tu să-i zici, da, markerul pozitiv, da, sau negativ, că aici este capcana cu markerii, pentru că ei gândesc că doar marker pozitiv există, pentru că aia se vede, știi? Că era gluma aia care funcționa pe tot netul cu câinele de agățat de picior și zice dă-i click, dă-i click când să-i dă-i click-ul, știi? Da, nu, adică trebuie să existe clar și sunt, iarăși, ăsta e un subiect care de lungă durată și explicații. Că sunt și markeri intermediari, multe chestii, știi? Și noi folosim foarte des în dresaj, când ziceai de un exercițiu complicat. Fiecare exercițiu are... Nivelul lui de dificultate, asta fără, fără dubiu, însă aș vrea, uite, să ne descrie așa în două cuvinte, cum reușești de la simplu la complex să faci un câine să se ducă peste un obstacol atât de înalt, cu toată forța pe care o degajă el când performează, și cum îl faci, de exemplu, să ducă așa, să plutească în aer, mai trebuie niște aripi să ajungă pe partea cealaltă. Noi sunt chestii care le-am testat pe propriile noastre experiențe, știi? Și sunt chestii care ne-au mai învățat alții cu tradiție, știi? Că dar tot sunt niște secrete acolo de a motiva câinele, de a-l face, că vă văd, voi stați drept așa și strigați la stele. Până ajunge acolo... Până ajunge acolo, nu știi, ți-am zis că... Eu vreau să aud exact cum se face, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă ce înseamnă să încurajezi un câine să facă un asemenea exercițiu cu toată voința din lume și să recompensezi un câine și în ce fel îl recompensezi, la ce nivel este acea recompensă ca el să vrea să își dea viața, să treacă peste asemenea obstacole. Și n-are nicio legătură nici cu telecomanda, nici cu negativ, nici cu zgardă de forță, cu nimic. Povestește-ne. De exemplu, la sărituri, iarăși sunt... Nu prea ai cum. Bine, poți. Apropo de armată, mă gândesc iarăși la cum că am testat și sistemul militar și inițial, că nu mă cunoșteau, mi-au dat o cățea care trebuia casată, că așa era, că nu trecuse prin etapele dorite de sistem. Și mi-au dat o cățelușă la lucru, care când am ajuns la pista de obstacole, cum era pe sistemul militar, mamă, s-a pus culcat pe burtă. Și când m-am întors, i-am întrebat, mă, dar voi cum faceți săriturile?
Băi, așa, aruncăm lesa. Și zic, acum am înțeles. Adică mie mi-a luat 2 săptămâni de umblat cu mâncare doar să se apropie de pista de obstacole. Băi, îți recunosc, fii atent. Pentru că tu tot întârzi să spui cum se face, mă, și noi asta vrem să aflăm. Așa, păi, tu acum dezvolim secrete sau ce face. Eu spun cum făceam cu Dixie când am început cu el. Eu eram un idealist, adică nici pe departe nu m-am gândit că trebuie să-l iau de lesă, să-l arunc peste obstacol și învață el după aia să-și mai folosească și picioare. Nu, eu mi-a rezervam la ora 11, aveam suplimentul, așa se numea la urmată, și primam niște brânză, niște salam, exact, grană de ceapă. Toată lumea folosea suplimentul pentru recompensa. Așa, și eu mi-a rezervam salamul și brânza de la supliment, le băgam într-o borsetă și făceam cu câinele trecerea, primul obstacol din acea pistă de obstacole era bună aia, știi? Așa. Și îl învățam așa cu recompensă să se suie, să se suie, să facă câțiva pași, tic, și să primească recompensă acolo pe... Păi vreau să spun că așa l-am învățat peste multe din acele obstacole să treacă și n-a fost nevoie să-l gâtui. Dar când am fost conștient că nu aș putea să-i arăt o recompensă sus pe casa machetă de 2 metri unde era fereastra, și să-i spun, hai acum sari că-ți dau brânza asta. Și am introdus din timp sugestii din lesă care să-l potențeze, să se mai ajute și el un pic de picioare să treacă peste. Da? Dar am început cu recompense. Voi cum faceți exercițiul ăsta? Că totuși e acolo ceva, o enigmă. Bă, cum poate câine să sară de aici și să aterizeze peste 10 metri mai încolo? Că asta fac câinii ăștia mari. Da, bine. Și rasa ajută. Ți-am zis că au caracteristici native care să-i ajute să facă chestia asta. Și iarăși, uite, e bine de știut și de... În general încercăm să ne menajăm câinii. Pentru că, ca la orice sportiv, în timp se va vedea uzura, știi? Adică eu personal evit să fac săriturile de mare înălțime la un câine tânăr. Uh-huh. Înțelegi? Și atunci începem cu... obstacole din ce în ce mai... Care poți să lăsați și exact, știi? Că și tu nu poți să sari peste prea... De exemplu, palisada... Obstacole prea înalte. Da, da. De exemplu, palisada, care toată lumea o vede ca parapetul ăla drept, noi la început începem și asta... Ți-am zis, e o chestie care am mai furat-o și noi de pe colo, cu palisada de ipo, care e ajustabilă, interesantă. Știi? Și dacă este așa, puțin cât ușor, puțin ușor, se înalță, exact. Până când câine oricum se tot casă. Noi asta am învățat-o, că întotdeauna când ne vin arbitrii din Belgia, de pe peste tot așa, seara ieșim la masă împreună și acolo... Ia zi-mi și mie cum să fac chestia asta. A venit momentul să-mi spui tu mie cum se face chestia. Păi ți-am zis, de fapt, ușor, cum faceți ușor, voi, pentru că este clar că e la nivel competițional. Începi, ți-am zis, cu chestia asta până când câinele învață motricitatea. Să folosească și de picioare din spate și de cele din față. De exemplu, când am început cu Atin, nu m-am gândit să fac chestia asta și fiind și niște câini, ți-am zis, comparativ cu ciobănescul german, sunt niște câini extrem de repeziți. Așa, el era, fiind și un câine mare, că la timp chiar e un câine mare, el s-a gândit că e ca la obstacolul de 1,10 m, adică... Poți să-l sar. Așa. Și eu știu că pot. Da, exact. Știu că pot. Dar nu e. El se uită, zice, se uită la peretele ăla și zice, bă, eu cred că pot să trec prin el. Știi? Păi oricum ei trec prin multe obstacole ca să nu știu costumul ăla, așa că de ce n-ar trece și obstacole? Exact. Așa. Determinarea. Și faci cu această palisa. Și mai departe? Ți-am zis, până învață ușor motricitatea, iarăși palisada o dai. Dar te întreb aici, cum îl convingi pe câine să
fac acest efort? Adică ce l-așteaptă? Așa pur și simplu că îi spui la tu? Malini este, ți-am zis, cea mai îmbucurătoare chestie, e chestia aia, să prindă, să muște de ea. Știi, pernuță, baton, ce ai tu acolo și cu aia te folosești țâca-țâca. Deci există... De când e puiuț, de exemplu, că ți-am zis, săriturile nu le fac până când nu s-a dezvoltat complet fizic câinele respectiv, de când e puiuț, ușor, ușor încerc să îl cață peste tot, începând de la simplele trepte până măsuțe, borduri, că deci am văzut... Deci tot anticipează că făcând... tot anticipează că el, trecând obstacole, va primi ceea ce își dorește mai mult, și anume să muște din batonul ăla sau să fugă după obiectul ăla de aport, corect? Exact. Și... Deci, este acesta un dresaj pozitiv? Neapărat. Îl putem numi așa? Tu crezi că ai putea să faci altfel un câine, în afară de pozitiv training, să depun atât de mult efort și cu asemenea motivație, că ei, eu am observat, ei fac acest salt și la capătul saltului, fuf, se așează înculcat cu super atenție. Că știe că la vine iarăși. Deci anticipează ceva pozitiv. Clar. Se poate încadra la dresaj pozitiv? Neapărat. Exercițiu. Adică orice sport ai face nu merge doar pe presiune, știi? Uh-huh. Și în special în sportul ăsta în care, ți-am zis, la intrare ai predat frumos lesson, are lesson, are zgardă, e liber ca pasărea cerului. Deci voi care participați la astfel de competiții și care știți dresajul din scoarță în scoarță, că până la urmă să dresezi un câine să facă aport la orice obiect, să dresezi un câine să sară obstacolul, să dresezi un câine să muște și să mai și lase, să mai meargă și la picior, să se mai oprească și exact când îi spui, e un dresaj din scoarță în scoarță. Deci voi sunteți foarte familiarizați cu dresajul pozitiv, adică pentru voi nu este un element străin, avem doar niște zgârzi și așa știm noi, dresăm malin, că sunt ei niște duri în cap. Deci păstrați un echilibru. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, că dacă un astfel de câine în antrenament are diverse zgârzi, instrumente de control și de comunicare, că ai nevoie să ții sub control și instinctele lui puternice, asta nu înseamnă că acești câini nu cunosc în detaliu interacțiunea pe baza dresajului pozitiv, corect? Clar, și iarăși e de tot face parte din frumusețea sportului ăsta, pentru că sunt exerciții în care câinele trebuie să ia decizii de unul singur, cum este faza de obiect. Acolo te-ai dus, ți-ai poziționat câinele în mijlocul cercului, i-ai zis, iarăși obiectul respectiv diferă, poate să fie de la o sabie, totodată luna de pe cer, așa, până la chestii, da. Dar bine, să fie vizibile, să fie așa, controlate de pleci, te ascunzi, vine atentatorul, el trebuie să ia decizia când să acționeze, să atace respectivul atentator sau când nu. Dar este tot o formă de recompensare a câinului pentru o reacție promptă pe care o aștepți de la el. De exemplu, la pază, din ce am văzut, câinele atacă și face priză pe cel care atentează la obiectul păzit doar de la o anumită distanță de obiect încolo. După ce omul se retrage, câinele lasă priza și se duce și continuă paza la obiect. E de tehnică. E de tehnică, dar este acolo o motivație pe care câinele o are. Da, de unde vine motivația? Cum îl înveți pe câine să-și păzească obiectul și să aibă această motivație, să scape, să lase priza respectivă ca să-și păzească obiectul în continuu? Aia e partea dificilă. De a lăsa și de a reveni la obiect, pentru că el se recompensează în momentul când mușcă, știi? Deci nu-i pui o zgardă de forță și îi tragi odată așa și îi spui că lasă-mă, nu mai mușca și du-te la obiect, că dacă nu te duci te omor? Nu faceți așa? Băi, chiar dacă ai face, știi ce se va întâmpla? Băi, să vină și atunci să nu mai muște. Pe dresori ăștia pur pozitiv când o să afle că voi vă motivați câinii altfel ca să facă, să se întoarcă cu atâta determinare și implicare să-și păzească obiectul acela. Da, și culmea, o faceți la un nivel la care să se mai uite și niște arbitri să spună, mamă, cât de tare e ăsta, ce mișto lucrează câinul ăsta. Deci voi nu rupeți capul câinilor așa, ca să fac, nu? Nu, te-am dezamăgit. Bun. Da.
Ți-am zis, asta e, cel puțin la faza de obiect, e chestia cea mai dificilă. Pentru că dacă intervii, cum ai zis tu, ți-am zis, se poate să nu mai nu știu. E. Să zică de ce. Deci sunteți atenți la aceste detalii. Adică voi gândiți mereu cu câteva mutări înainte. Băi, eu aș putea, e foarte simplu să-l fac să lase din gură și să scape priza aia de pe costum, dându-i cu zgârzile pe care le am la dispoziție, că tot sunt eu puternic și le am eu sub control, dar voi vă gândiți cu câteva mutări înainte. Păi dacă fac asta acum, am strigat în multe alte puncte ale construcției mele vis-a-vis de dresajul ăsta competițional. Și un câine care are un potențial incomensurabil pentru a performa, corect? Da, iarăși mai este atac oprit. Un alt spectacol, da, în exact. Aer liber. Da, știi? Da, da, adică da, da. La modul că ajunge câinele, l-ai fluierat, a trecut, ba, câteodată se mai și lovesc de atentatori, el fugind, adică da, îți dai da, seama da. Câtă excitație și psihică și forțare din punctul lui de gândire de a se opri acum. Da, vă spun eu, face, vă spun eu în două cuvinte. Probabil că el știe mult mai multe, dar văd că nu vrea să dezvolie secretul piramidelor. Dar cum se întâmplă treaba asta? Practic, trimite câinele pe priză acolo. Câinele are deja un sistem în cap pe care tot stăpânul, adică dresorul lui, l-a construit. Și anume că dacă renunță în timp util, exact în momentul în care aude sunetul magic, renunță la priza de acolo, el va primi o priză aici din partea stăpânului și acel moment de joacă în care satisface instinctul de pradă, pentru că voi trebuie să recunoașteți că jonglați cu instinctul de pradă, normal, care i-a făcut pe acești câini cu adevărat sclavi, corect? Da. Asta este. Deci este o construcție pozitivă. Băi, te oprești la timp, nu mai muști acolo, ceea ce cu adevărat un astfel de câine își dorește să facă, pentru că dacă vin cu acest, dau eu recompensa pe care ți-o dorești. Tot o mușcătură, pentru că am săculețe, am manșoane, am chestii cu care mă pot juca cu tine. Și uite așa, câinele învață acel exercițiu spectacol și noi vedem faza finită dintr-o competiție. Și la început îți dai seama că până să inițiezi partea de lățare, trebuie să dezvolți mușcătura. Că din cauza asta există protecțiile alea pe care poate să le câștige câinele. Da, că da, multă da, lume da, zice, sunt, dar noi costum când facem? Păi zic, în momentul în care câinele tău va ști să lase. Și tot la parte de inițiere, nu te gândi că îl strig eu din spate la nu știu câți metri. Mă duc cu el, cu recompensa acolo, uite aici, dă-i drumul ăla și o obții pe asta. Dar acestea sunt detașabile, obiectele astea din care câinele mușcă, la un moment dat, rămân lui. Da, în multe faze din construcția de asta fază, este. Aici este tot, da, tot că detaliul, tot secretul pentru a face un câine determinat să țină priza, dar implicat în ceea ce face. Pentru că dacă doar îi dai să muște și după aia îl tragi de gât să-i spui să lase, chipurile că, uite, acum vreau să-l învăț să și lase, vei strica bunătatea de câine, un câine cu niște calități deosebite. Și pe baza acestui schimb, ok, ai câștigat acest material detașabil, după aceea lași priza și îți dau eu altceva să te distrezi din nou cu o minge, cu o altă priză, este un dresaj veritabil motivațional bazat pe consecințe pozitive. Clar. Până și aportul, tot la fel, e un schimb. Deci uită-te câte exerciții exact care se bazează pe dresaj pozitiv aveți. Normal, normal. Păi bă, toate, e, că altfel nu. Bă, ce faceți voi cu zgârțile alea la gâtul câinilor acolo? Doar le arătăm așa să vadă. Doar îi speriați. Da. Vedeți ca Victoria Stimer. Păi, vedeți, uitați-le, exact, fiți atenți. Că multă lume râdea de patim al meu, când era mic, la 4 luni, el avea așa, zgardă de forță, zgardă de piele, câteodată îi mai puneam și o electrică, plus un hampel, te ziceai că e Rambo, știi? Adică era... Cred că din cauza asta s-a făcut și așa puternic și mare, că l-am antrenat de când era mic. Foarte tare, eu l-am cunoscut pe acest câine pentru prima oară în cadrul unui seminar al unui mare specialist este european, da, dar care este stabilit în America și care a fost mare campion la viața lui cu câini din această rasă, se numește Ivan Balabanov.
Și în cadrul acestui seminar, nu știu ce nu-i convenea lui Horațiu și l-a rugat pe acest Ivan Balabanov să explice cum să-l facă pe câine să lase priza mai repede. Și oameni buni. Acum eu trebuie să o spun. Eu realitatea, am văzut-o mulți. Bă, fratimule, când a început ăsta să tragă de zgarda aia de forță, deci eu mi-am pus mâna la ochi. Dar culmea că la următoarea secundă când omul ăsta îi dădea comanda să prindă din nou, câinele era fresh, mușca la fel și scutura creiere ca să nimică. Până la urmă, după aceea, iarăși luați gărzile alea în gât, da? Chipurile să lase repede. Dar ca să vedeți, nu vreau să spun că omul ăla nu știa ce făcea. Știa ce făcea, numai că mi se pare că a exagerat. Adică putea să o facă totuși altfel. Însă, nu eram acolo să-l contest pe respectivul, eram acolo, printre altele, să mă minunez într-o revelație totală cât de rezistent putea să fie acest câine al tău la acea presiune la care era supus. Băi, a rezistat fenomenal. Gândește-te, apropo de atacul oprit, că era Balabanov să fie mâncat, că i-a plecat când am vrut să schimb lesa, a plecat de lângă mine să-l mănânce. Și l-am oprit până în piciorul. Noroc cu acest exercițiu. Exact. Noroc cu dresajul pozitiv, oameni buni. Ai văzut că adică nu i-a purtat la anchiură. Da, corect. Da. Bun. Mi-a plăcut ce am discutat astăzi. O concluzie a tot ce am discutat și sunt sigur că vom continua această discuție pentru că este efectiv spectaculoasă. Ai folosit parte din ceea ce ți-a ieșit cu acești câini malinois în dresajul sportiv, cu câini din alte rase care au un alt fel de psihic, sunt mai... Clar. Ai folosit tehnici din acestea, ce eficiență au avut? Ca o concluzie, așa, la ceea ce înseamnă tema noastră de astăzi. Pentru că oamenii, dacă apelează la un dresor care este printre altele și campion la un astfel de sport, trebuie totuși să fie atenți la maniera de lucru a acestuia. Trebuie să recunoști că dacă îți formezi mâna doar să tragi de un asemenea câine, s-ar putea să scape mâna pe un câine care nu poate suporta un astfel de regim. Eu ți-am... Cred că e invers un pic. Invers? Da. Adică ce experiență am câștigat eu cu restul raselor și... Ai ce... folosit-o în dresaj mai nou. Exact, pe partea cu sportul, știi? Bun, foarte. Adică mult mi-a folosit chestia asta, pentru că noi de când ne-am apucat de dresaj, clar, nu te chema cineva că aveam noi ca și cultură a românului să-mi dau la educat câinele. Întotdeauna te suna, alo, am o problemă. Da. Că noi de-aia ne-am apucat, de-am studiat foarte mult comportamentul canin, pentru că nu scotea omul din buzunar și cu toate că e de recunoscut că serviciile de dresaj nu sunt niște servicii ieftine, să zicem. Și de multe ori le spun clienților de ce nu. Pentru că vreau să fie valorificată munca mea. Știi? Bă, tu vorbești de dresaj și câinii mei de-abia așteaptă acum. Vorbește și tu mai încet să nu cumva. Exact. Da, acum este maidaneza timp care, apropo de dresaj, nici ea n-a scăpat și nici eu n-am scăpat până nu mi-am dresat toți trei câinii. Așa că, oameni buni, când e vorba de dresajul câinelui de companie, să vă gândiți că, indiferent la care dintre specialiștii acestei țări în dresaj veți apela, trebuie să fiți conștienți și profund motivați că acest câine pe care îl aveți are mare nevoie de voi și are mare nevoie de suportul unui specialist în dresaj. Așa că nu considerați că este un moft, nu considerați că este util doar atunci când câinele vostru își tulbură comportamentul, ci faceți asta de timpuriu, de când este mic. Interacționați cu el pe baza acestor condiționări, chiar prin dresajul pozitiv, și apoi apelați la specialist din timp, tocmai ca să păstrați câinele la un nivel echilibrat. Deci, concluzia este că putem folosi tehnici din dresajul de companie în dresajul de sport, de sport și putem totodată să venim din dresajul de sport
cu un pic de atenție și cu ceva mai multă nuanță, da, și cu ceva mai cu o mână ceva mai fină, să modelăm câinii de companie pe tehnicile acelea, multe dintre ele motivaționale din sport. Uh-huh. Exact. Cu acestea fiind spuse, sunt Cătălin Cornea, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în acest live, în acest dialog extraordinar cu invitatul meu special, instructor de specialitate, Horațiu Luca. Și nu exagerez, pentru că acest sport canin și să poți lucra cu un câine la un nivel competițional de genul acesta este o specialitate în sine, așa cum dresajul de companie este o specialitate în sine. Nu exagerez și știindu-l de foarte mult timp, i-am văzut evoluția în timp și mi-am dat seama că într-adevăr s-a specializat. Mersi. Pentru că s-a specializat și pentru că am avut ce să discutăm, sper că v-a plăcut dialogul nostru și că ați aflat foarte multe lucruri interesante și bineînțeles că vor urma și alte dialoguri. Va urma episodul 2, episodul 3, episodul 4. Exact. Bun. Vă mulțumesc mult și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere! Seară frumoasă tuturor! Seară frumoasă tuturor! Inclusiv nouă!